Găsiți la săptămâna la Bani Mărunți, emisiune realizată împreună cu Adi Zvâncă, care în particular este și politician, consilier județean. Bună seara, Adi! Bună seara, bună seara și telespectatorilor! Doamnelor și domnilor, în această săptămână s-au întâmplat multe evenimente interesante. Să zic, lăsând politica mai la urmă, că dacă tot e o emisiune cu o anvergură mai un pic mai largă, s-a lansat Dacia Spring, prima Dacia pe prima mașină românească, sau știu cum să zic, mașină produsă în România cu propulsie electrică. O mașină care încă de la lansare are un succes fulminant. N-am văzut-o, n-am auzit-o, n-am testat-o, dar lumea se avântă, se înghesuie să o comande. Ce zice Adi de treaba asta? Păi ce să zic, în primul rând zic că nu e românească, este chinezească, ea este produsă în China de fapt, este într-adevăr un brand românesc, am înțeles că concepția și creația este făcută în România, dar de fapt această Dacia se vindea sub sigla Renault de ceva timp în China. Nu e un lucru rău din punctul meu de vedere, cred că suntem martorii unei revoluții și în zona asta automobilistică. E începutul unei revoluții, exact cum în partea de, să spun, conectivitate și de dezvoltare IT am reușit să trăim o perioadă fulminantă, da? Ne-am născut când erau casete și magnetofoane și am văzut îngropate câteva tehnologii, CD-urile. Deja am ajuns ca informația să vină direct din cloud, să nu mai fie în formă fizică. Probabil și în partea asta automobilelor va exista o revoluție, o mișcare destul de rapidă. Sunt primele semne ale noilor tehnologii. Cred că e de bun augur, dar totodată cred că încă nu este o tehnologie foarte stabilă și încă nu știm foarte clar direcția pe care o va lua și limitele pe care le are. Pentru că la momentul actual există o limitare legat de, să spun, folosirea acestor autoturisme datorită capacității destul de reduse a bateriilor de a susține posibilitatea de transport. Da, deci după părerea mea e bine că s-a inaugurat o nouă eră. Asta înseamnă progres, înseamnă altceva decât ceea ce a fost, numai că la momentul actual și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă, să zic, un sfert din automobilele existente în lume ar fi electrice. În primul rând ar fi un blocaj extrem la stațiile de încărcare, nu? Pentru că o mașină electrică necesită un timp de încărcare de cel puțin 20-30 de minute la o capacitate de 60%, nu? Deci ce s-ar întâmpla dacă ai avea două, trei mașini în fața ta, nu? Cum e la benzinărie, de exemplu, care stai și aștepți, să zic, după două, trei mașini, 10 minute sau 5 minute? Acum, ca oameni de afaceri, știm că cererea generează și oferta. În momentul în care vor fi suficient de multe mașini, pentru această tehnologie, până la urmă, nici nu e necesar o mare investiție pentru a face o stație de încărcare. Nu e similară cu tehnologia pe hidrocarbur, să spun. La fiecare strâmb de electricitate ar putea fi montată o stație de încărcare în așa fel încât acestea să fie foarte accesibile, ca să nu mai spunem de posibilitatea evoluției tehnologiei în zona wireless. Telefoane deja se încarcă în acest sistem. Nu cred că în cazul în care, să zic, ai călătorii pe autostradă la o viteză prestabilită, ar fi imposibil să fie încărcată în timpul mersului mașina. Posibilități sunt multiple. Cred că va fi o revoluție, dar tehnologia este mai accesibilă față de acum 10 ani de când au început Tesla. Probabil va deveni din ce în ce mai accesibilă, cred că e tehnologia viitorului și se pune chiar și această lansare a Dacia ne-a arătat că atât producătorii de automobile se orientează foarte mult către modalitățile de transport
de car sharing. Este văzută ca mobilitatea viitorului, oamenii să nu dețină mașini pentru uzul lor, ci să le poată împărți în comun, în așa fel încât, să spun, și costul sau investiția, costul pe investiție să fie mult mai scăzut. Bun, asta înseamnă că dispar fițele, dispar figurile, dispar Lamborghini, dispar... Nu cred că Lamborghini va dispărea, dar probabil Dacia Logan are șanse să dispare. Vor exista probabil și oameni care vor investi în partea asta de imagine extrem de mult, dar autovehiculul a devenit în ultimul timp să spun, un produs de utilitate, nu atât de lux sau de confort și cred că pe această zonă se marșează în așa fel încât scopul lui utilitar să fie dus înspre aceste companii de car sharing și cine vrea să-l cumpere doar ca achiziție, ca investiție, un automobil să fie total la altă piață. Da, bun. Deci revenim la Dacia Spring, noua Dacia Spring. Se pare că au fost peste 12.000 de înscrieri în prima zi de la lansare. Nu? Și nu mai știu acum, sunt niște date totuși confidențiale ale firmei Dacia, nu mai știu care este situația cu înscrierile, numai că nu știm livrarea când va începe să Da, deci din ce am citit pe rețele sociale sau, mă rog, în presă, au fost în primul weekend, au fost 4.000 de înscrieri în România și încă aproximativ 6.000 de alte înscrieri în Europa. Aproximativ, acum sunt cifre rotunjite, aproximativ 10-12.000 de înscrieri. Livrările încep din luna martie pentru companie de car sharing și vor începe din septembrie pentru persoanele fizice. Există, să spun, a fost limitat cumva numărul de comenzi la 4.000. După 4.000 toți au fost pus pe lista de așteptare. Pentru comanda inițială s-au plătit o sumă de 100 de euro. 99 de euro mai exact. Și pentru... A fost cumva așa gândit într-o temă în care numărul celor care doresc să achiziționeze o mașină electrică să nu depășească numărul de ecotichete emise de statul român. Pentru că până la urmă achiziția acestor mașini fără ecotichete nu este foarte rentabilă. Ele ajung la un preț destul de mare, 20.000 de euro. Pe de altă parte, sigur că prețul se pare că va fi în jur de 22.000 de euro, 20-22.000 de euro prețul de bază, nu? Scăzând 10.000 de euro aceste ecotichete pentru mașini electrice, rămâne undeva la 10-12.000. Cea mai bună variantă ajungi la 7.700 de euro, în cazul în care ai un ecotichet și un tichet Rabla. 7.000 de euro pentru o mașină de clasa ei este un preț corect, e comparabil cu prețul unei mașini asta similare în care nu mai sunt și alții producători de mașini electrice care își vor vinde. La momentul actual este cea mai ieftină mașină electrică produsă, să spun, la un nivel de calitate, pentru că așa mai sunt pe piață tot felul de nișe în care apar tot felul de mașinuțe electrice, dar printre producătorii mari este cea mai ieftină mașină electrică. Probabil va exista și un răspuns din partea celor producători, pentru că toți vor încerca această mică piață în dezvoltare să fie, să spun, împărțită de către toți. Am văzut și în cazul Tesla, după ce au fost lăsați 10 ani să zburde prin toată lumea, mari producători s-au sesizat că se schimbă vremurile și faptul că Tesla a avut succes, a demarat o producție masivă de autovehicule electrice, în așa fel încât piața se va împărți în perioada următoare, în următorii ani, probabil vom avea oferte din ce în ce mai largă. Eu sunt un mare susținător al ideii și sper ca această tehnologie să se stabilizeze și să putem beneficia cu toții de ea. Da, la momentul ăsta mai rămân de pus la punct partea de baterii, bateriile care sunt, după câte știu, sunt de laptop. La mașina Tesla, nu știu, la celelalte mărci, știu, de exemplu, la Dacia Spring ce fel de baterie este, dar sau ce fel de baterii sunt, dar la Tesla știu că sunt baterii de laptop puse, aranjate într-un anumit fel, dar și în natură încât
Dar și pe piața asta a bateriilor a existat, în anul trecut a apărut pe fluxurile economice de știri, Tesla împreună cu un institut canadian, nu știu chiar, acum să vă spun exact numele pentru că n-am notat numele respectiv, au făcut o baterie oarecum revoluționară, care de fapt e un combo din două baterii, o baterie care până la nivelul de 30% din capacitatea, 70% din capacitatea ei o poți folosi și în condiții sportive, cu un consum mai rapid și cu, să spun, cu performanțe mai ridicate din partea bateriei, iar 30% din baterie se poate folosi doar în condiții de maximă eficiență, în așa fel încât să-ți asigure posibilitatea să ajungi să reîncarci mașina. Asta a dus și la creșterea numărul de kilometri, probabil se va ajunge la 700-800 de kilometri cu tipul acest tip de baterie, în ideea în care, exact cum am spus, o parte din acești 700-800 de kilometri nu îi vei putea conduce într-un mod sportiv, mașina limitându-se automat la niște setări care să te poată duce în siguranță să poți reîncărca mașina, să o poți reîncărca. Reîntorcând la Dacia Spring, autonomia este undeva la 200 km, mă răspund bine. Da, ea este gândită strict pentru oraș, este autonomie din punctul meu de vedere corectă, îți asigură pentru o persoană activă 2-3 zile de circulație în oraș între două încărcări. Cred că companiile de distribuție, cei care, să spun, folosesc acest tip de mașini în oraș, vor fi încântați. Până la urmă, costul de reîncărcare e undeva în jur de 30 de lei. Să mergi 3 zile cu un cost de reîncărcare 30 de lei în cazul în care reîncarci la stații, nu în sistem propriu. Dacă ai un sistem de încărcare propriu, atunci se reduce foarte mult costul. Nu, chiar așa. Cam cât v-ați consumă pe kilometru? Păi... Făcusem eu socoteala că nu era chiar ieftin, nici... Acum sunt mai multe oferte și de încărcare. Eu pot să spun la un Tesla 3, care consumă aproximativ 75 de kW, se încarcă la o încărcare. Costul în cazul în care plătești la stațiile de încărcare, la care prețul este de 1 leu kW, ajunge la 75 de lei, ceea ce va rezulta un cost cam înjumătățit față de costurile pentru combustibilii clasici, dar totodată sunt alte stații de încărcare care îți oferă posibilitatea să încarci cu 40 de lei orice cantitate de energie, deci automat costurile în cazul în care încarci 75% sunt mult mai bune și există și un alt aspect în cazul în care încarci în regim propriu și optezi pentru un contract în care încarci mașina în decursul nopții, costurile la energie sunt extrem de scăzute pentru că nu este consum și energia este vie, nu poți să o stochezi. Atunci, costurile fiind extrem de scăzute, poți să ajungi la costuri minimale care sunt, să spunem așa, tangențiale cu zero. Este o chestie de cât de organizat ești din acest punct de vedere, pe când la combustibilii la hidrocarburi sunt niște costuri fixe pentru că trebuie transportat, prelucrat, e total altceva. Bun. Se poate gestiona înspre o eficiență extrem de mare. Pe lângă acest lucru, aceste mașini electrice mai au un alt avantaj. Întreținerea lor este extrem de simplă și ieftină. Motoarele au durată de viață cam de 1 milion de kilometri, fără intervenții majore. Deci singurul, să spun, lucru sau singura parte slabă sau veriga slabă din acest lanț sunt bateriile, care au o durată de viață de aproximativ 250.000 de kilometri. Care nu sunt chiar ieftine. Nu sunt chiar ieftine, dar în China a apărut un producător chinez, Neo, cred că se numește, din ce mi-amintesc, a implementat un sistem în care bateriile sunt interschimbabile și te poți duce la stație, lași bateria goală, îți este schimbată automat și este și un startup din America care a și gândit un sistem automatizat de schimbarea bateriilor în care te urci cu mașina pe o platformă și bateria este schimbată automat, nu mai e necesar să stai la reîncărcare. Deci, de asta spun, tehnologia încă nu este stabilă, exact cum și cu telefoanele au existat nenumărate versiuni și variante, până la urmă s-a ajuns la un tip de încărcare universal,
care face ca acesta să devină fiabile. Bun, ideal ar fi să apară, și aici am înțeles că se încearcă să se rezolve problema asta, să mergi cu baterie 5.000 de km sau 3.000 de km sau... Adică să uiți de reîncărcare. Cei de la Tesla au făcut și un camion electric care are autonomie de 8.000 de km. Bine, acum se lucrează și la vapoare electrice. Da, și da, la... da. Deci o tehnologie, ține minte cu telefoane. La început de-abia le duceam în mână și țineau bateria o zi și nu discutăm de display-uri și de facilitățile ce le oferă acum. Ori acum un telefon, să spun, bunicel, nu cu niște costuri extrem de mari, îți asigură o zi fără nicio discuție să ai autonomie și poți să-l folosești cât de intens vrei. Deci de asta spun, cred că în ceva timp, în 5-10 ani, se va stabiliza și asta va fi tehnologia viitorului și probabil vor deveni extrem de accesibile, pentru că acest cost înglobează și cantitatea de muncă științifică pentru început și probabil cu cât tehnologia va deveni mai accesibilă, cu atât automat concurența va duce și prețul în jos. Bun. Suntem curioși să testăm și noi la un moment dat Dacia Spring. Am văzut-o doar în poze de testat. Urmează să vedem lunile care urma, știu eu. Poate o să ne invite cineva să testăm, poate cine să știe. Cineva și... Dacă tot facem și emisiune auto. Dacă tot facem o prezentare a acestui model și Capital TV fiind televiziunea națională, sunt convins că și audiența este destul de importantă. Vom vedea dacă cineva ne va invita să testăm Dacia Spring. Până atunci, hai să ne întoarcem la oile noastre, adică la politică, lucru care ne-a consacrat. Această politică nu ne lasă să dormim, nu ne lasă să respirăm. În fiecare zi se inventează noi și noi subiecte și chiar politic. Acum subiectul de un an de zile este, bineînțeles, COVID-ul, coronavirusul ăsta nenorocit care ne-a mâncat zilele în anul 2000 și iată că nu scăpăm de el nici în 2021. Hai să vorbim un pic despre lupta internă din PNL, PNL Național, unde în așteptarea congresului principalii actori Dodic Orban, Florin Câțu, și parcă era și Rareș Bogdan care cocheta cu candidatura la președinția PNL. Ce mai știi de ei? Da, în politică există o logică. Cine e la butoane, de regulă și conduce. Premierul fiind cel care împarte banii și poate semna diverse, să spun, avantaje pentru primari și pentru demnitarii locali, are o influență din ce în ce mai mare și bineînțeles că există un număr de contestatari ai lui Ludovic Orban care încep să-și facă simțită prezența din ce în ce mai tare. Rareș Bogdan este, să spun așa, liderul celor care sunt revoltați. Rareș Bogdan se pare că este susținut de președintele Iohannis, nu? Deci, președintele Iohannis, Ludovic Orban, președinte în exercițiu, are de partea lui o mulțime făcând parte din vechii politicieni, există o, să spun, o presiune destul de mare ca acești, sau mă rog, cei care au făcut ca clasa politică să aibă o imagine atât de scăzută, să fie cumva scoși din jocurile politice. Cred că și lui Ludovic Orban i-a cam venit timpul să lase locul unei alte generații cu altă viziune. Sunt curios și eu să vedem cum vor evolua lucrurile. La momentul actual nu știu dacă va avea un succes această echipă a lui Rareș Bogdan și cu premierul Câțu să îl înlăture pe Ludovic Orban, pentru că până la urmă partidele țin foarte mult de structuri. Ludovic Orban este un liberal vechi, are structuri puternice care îl susțin. Nu știu dacă au reușit cei doi new entry în PNL, pentru că nici Câțu și nici Rareș Bogdan nu au o istorie în PNL. Ei sunt veniți de relativ puțin timp. Da? Nu știu dacă vor reuși să mobilizeze structurile în atât de mult încât să îl înlăture pe Ludovic Orban, dar oricum faptul că apare acest val
arată că lucrurile merg într-o anumită direcție. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Pe de altă parte, avem și războiul nostru local din interiorul PNL, în care Oancea îi cere demisia, primarul Oancea, primarul DV, îi cere demisia directorului de la CEH, iar primarul Viții și administratorului public, doi liberali de altfel, iar primarul Riții îi cere demisia prefectului, care este și el un alt liberal foarte vechi, ei chiar crescut de mic în interiorul PNL. Sunt curios și această luptă cum va fi dusă, pentru că la fel și primarul Oancea și Tiberiu Iacob Riții, Oancea a fost de la început în PNL, dar mă rog, el a mai... La un moment dat au existat niște dispute cu ceilalți liberali de la DEVA, s-a reorientat, mă rog, nu i s-a oferit posibilitatea să candideze la un anumit moment și dumnealui a vrut să candideze neapărat și atunci a luat alte drumuri. A revenit după ceva timp, cred că mai bine de 10 ani în PNL, ca și candidat la primăria DEVA și a și câștigat. Deci nu a fost, nu are o poziție atât de solidă între membrii, dar are o poziție extrem de solidă ca și printre puținii câștigători ai unui mandat la acest nivel dintre liberalii hunedoreni, mai ales că a avut un câștig destul de, să spun, clar, nu a fost așa la limită, ca să spun așa. Tiberiu Iacob Riții a venit în urmă cu 10 ani la PNL. Sunt curios să vedem cum va duce, unde va duce acest război, dar probabil la o împăcare. Mai mult ca sigur la împăcare. E vorba de mai mult de imaginea lor ca politicieni, care hai să vedeți cum fac eu să fie bine pentru toată lumea. Dar... Da, fiecare își apără electoratul până la urmă. Dreptatea nu este... Dreptate are și unul și celălalt. Vinovații trebuie căutați în altă parte. E un joc interesant. Bine, care... Acum, dacă stai să te uiți... Și e curios că doar cei doi duc acest joc. Nu am văzut ceilalți fruntași liberali să intervină, nici președintele partidului, nici ceilalți care... Gen Adrian David, care a fost candidat la președinția Consiliului Județean, care a fost consilierul lui Oancea, a fost consilierul lui Riții, este într-o poziție înaltă, este din Valea Jiului, trăiește în Deva. Deci ar fi putut să, cum să spun, să aibă o opinie, fiind, având o legătură cu ambele zone. Probabil că nu vrea să supere pe nimeni. Probabil că deja acolo e undeva într-un loc călduț, unde îi place să stea liniștit. Că... Când ești în politică, la nivelul ăsta trebuie să ai poziții, mai ales dacă simți și ai rădăcini într-o anumită zonă. Trebuie să-ți expui punctul de vedere, nu poți să lași lucrurile să meargă într-o direcție de genul ăsta. Ar trebui cumva să-și... Sau poate că nu știe cum să se exprime într-o... Poate e un pic înghesuit de situație. La fel Vetuța Stănescu, este președinte PNL, era de așteptat, există o poziție oficială a partidului, noi cerem demisia, adică aceste lucruri... Vetuța nu a propunerea ei, a fost numit prefect? Păi tocmai. Și atunci ce vreau să facă, să zică când... Păi, da, nu, în o liniște totală să lăsați doi, ci ei doi așa doi să aibă, doi actori să joace ping-pong. Doi actori, da, pe terenul PNL. Bine, spre deosebire de PSD, unde în PSD sunt clar cele două tabere, două aripi, aripa de nord, aripa de sud, unde e clar cine le conduce, respectiv președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și președintele executiv al PSD, senatorul Cristian Răzbunăița, aripa de sud, nu? Aici în PNL chiar nu se știe exact cine, cum, toată lumea are opinii, toată lumea dorește ceva, uite că doi primari vor schimbări, să se producă schimbări, culmea chiar de la ei din partid. Deci mi se pare situația mult mai efervescentă și mai browniană, da, în PNL. Asta am ce vrut să spun. PNL-ul din județul Hunedoara. Da, și în PNL-ul național, bineînțeles. În PNL există un nucleu dur, în PNL Hunedoara, spun, sunt cei care au crescut în PNL și care au fost cumva așa sub bagheta lui Mircea Omoloț,
și care sunt uniți în continuare. Oricei doi sunt oarecum... Bagheta lui Mircea Muntean, care este de descălecător. Nu, eu chiar știu ce spun. Descălecător. Nucleul dur, nucleul dur este... La un moment dat Mircea Moros nu era ajuntul lui Mircea Muntean? Cei care sunt acum nucleul dur din PNL sunt cei care au fost cumva crescuți de Mircea Moros. Da? Mircea Muntean a fost un personaj politic și este un personaj politic de... extrem de carismatic și extrem de... Dar cred că... Nu, și chiar știu ce spun. Deci acest nucleu dur este creat din cei care au fost crescuți de Mircea Ioan Moloț. Ei sunt, de fapt, să spun, baza PNL-ului. Și primarul Oancea și Tiberiu Iacobliții sunt oarecum, să spun, au venit așa prin... Tiberiu Iacobliții a venit din PDL. El a avut altă... PDL, UNPR, traseul a fost mai lung până să ajungă la PNL, cu intenții de a merge înspre PSD, da, mă rog, la faza de discuții. A fost așa doar, da. doar la o aruncătură de băți să fie în PSD. Da, nu neapărat la aruncătură de băți, cred că a fost mai mult o strategie electorală, o promisiune. Dar mă rog, necroncretizându-se, a rămas doar așa. Până la urmă, ce crezi că s-a întâmplat în final? Dar o furtună în pahar cu apă, așa cum îmi place mie să... Da, nu cred. Cred că e absurd să ne gândim că prefectul va fi demis pentru un lockdown în Petroșani. Pentru că aici ar trebui să mergem în altă zona discuției. Cât de normal e și cât de corect este calculat acest indice care duce un oraș în carantină. Nu cred că prefectul va fi demis, iar legat de complexul energetic... Cealaltă cerere de demisie, se creează o nouă structură, în acea structură va fi numit din nou, fiind o nouă structură, ar trebui o persoană, sau mă rog, este vorba de o altă funcție, vom vedea dacă funcția va fi ocupată de altcineva sau de actualul director al complexului energetic și noua structură. Da, deci în concluzie, în PNL... Dar se afirmă multe, se fac puține și părerea mea că totuși chiar scăzând calitatea, deci lăsând la o parte orice fel de afinitate politică, lăsând la o parte orice fel de afinități, parcă PSD-ul, nu știu, era mai disciplinat în guvernare. În guvernarea de astăzi cam domnește haosul, domnește o chestie în care nimeni nu ascultă de nimeni, primul ministru e mai mult decorativ, așa că nu prea-l bagă nimeni în seamă. Sau... Uite, eu chiar îți fac o provocare, emisiunea următoare, săptămâna viitoare, să facem o analiză a ministrilor din actualul, da, din foarte actualul guvern. Foarte interesant. Și o să constatăm că, nu știu, dacă îi să întrebăm din 10 oameni, nu știu dacă cunosc... Dacă oamenii cunosc miniștrii actuale guvern. Poate pe primul ministru, că fiind mai presionat. Mai sunt câțiva care au făcut și niște bucte suficient de mari. Ministru și pe ministru de ministrul sănătății, care și-a dat costumul în dreptul în fiecare zi, face câte o nefăcută. Așa, da. Da, dar în rest se pare că toți au șansa să devină ilustri necunoscuți. Nu toți. Marea majoritate. Bine, și ministrul sportului a făcut diverse afirmații și diverse acțiuni care nu i-au adus... Dar dacă stau bine să mă gândesc, Mircea Ioan Moloț a fost viceprimarul lui Mircea Muntean. Da. Da. Și cu sprijinul lui Mircea Muntean a ajuns președinte Consiliul Județean. Da, 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 așa este. Mai departe că istoria trădării la români e o politică de stat, asta e cu totul altceva. Dar sigur că ai dreptate când spui că actualii grei din PNL-ul Hunedoran sunt discipolii lui Mircea Ioan Moloț, ai dreptate, numai că Mircea Ioan Moloț la originea lui a fost propulsat de Mircea Muntean. Bun, hai să vorbim de subiectul zilnic, coronavirus și implicațiile pe care le are în ultima perioadă în România. Suntem la un milimetru de un lockdown național, din câte stau și mă uit la
ce se întâmplă. Dar după ce s-au făcut câteva carantinări a unor orașe, până la urmă și-au dat seama și cei din Ministerul Sănătății și, mă rog, cei din celula asta de criză care coordonează, care decid carantinarea localităților, pentru că nu există o relevanță 100% a acestui procent, că de fapt relevanța aceasta nu este 100% datorită faptului de numărului de teste care nu este raportat la numărul populației, ca să poată stabili un procent de numărul real al populației. Numărul real al populației. Deci există un mod haotic de testare, da? Ele pot să fie dintr-o localitate, spre exemplu, ca să înțelegem, pot să fie într-o zi 100 de teste și în altă zi 300 de teste, raportate la același număr de cetățeni. O rezultatul acelor teste, dacă faci 300 de teste, este clar că șansele să existe mai mulți testați este mai mare. Infectați, decât mai mult testați infectați. Este mai mare decât dacă faci mai puține teste. Ori acest lucru, acest numărul testaților infectați se raportează la 1000 de locuitori. Ar trebui și numărul de teste raportat tot la numărul locuitorilor. Această sincopă a fost sesizată de mai mult timp. Cei care au, mă rog, au coordonat activitatea n-au ținut cont de ea. Se pare că în aceste zile se discută un nou mod de abordare asupra calculării procentului, în așa fel încât el să aibă o relevanță consistentă. Îi dau dreptate primarului Tiberiu Iacobriții. Nu știu dacă era e cel mai corect mod în care a fost calculat și în care Petroșan a fost pus în carantină, la fel și cu celelalte orașe, dar totodată trebuie să ținem cont și că, să spun, sunt suficient de multe persoane care decedează din acest motiv. Chiar zilele acestea un prieten al părinților mei, fără să aibă niciun fel de simptom sau, mă rog, alte boli asociate, de pe o zi pe alta a murit. Deci e chiar surprinzător și atunci și măsurile ar trebui să fie, să spun, ferme, dar totodată să aibă și o bază științifică de calcul, nu așa empirică. Media, hai să luăm un pic de la metodic de la început. Media zilnică a deceselor în România este de 770. Deci aici pornim. Acum, nu știu exact la câte decese totale s-a ajuns în România ca să putem să avem o bază de calcul, o bază de discuție pe tema asta. Pe de altă parte, ne-am obișnuit ca să, și noi românii în primul rând, să considerăm România una dintre cele mai corupte țări din Europa, de exemplu. Cu timp ce trece, mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu sunt chiar așa. Corupție există oriunde în Europa asta, la nivel mai mare sau mai mic. Bine, nu atât de mic ca în România, dar deci nivelul corupției în Europa nu pornește la nivel atât de jos ca în România. Numai că marea corupție e mai mare, mi se pare, în celelalte țări europene. Dacă stau bine să mă uit, pur și simplu faptul că pentru a intra în Uniunea Europeană a trebuit să ne vindem Petromul, să ne vindem BCR-ul, să ne vindem... Deci, practic, au fost niște lucruri care ține un pic și de corupție, da? Aceste valori ale României, BCR-ul și Petromul și, mă rog, care au mai fost, da? S-au vândut unor firme private, care firmele private provin din niște țări europene, unde acele firme private probabil că au fost sprijinite, nu, să pună mâna pe niște bogății ale României de niște politicieni care probabil au primit șpagă, dacă stau bine să mă gândesc. Și acum mie să nu existe un altfel de înțelegere. Eu am sesizat așa un, să spun așa, și din informațiile ce le citesc și din vizitele ce le-am făcut în Europa. Există așa, să spun, apropo, ai spus de BCR și de Petrom, sunt deținute de companii din aceeași țară. Exact cum activele din Cehia și din Slovacia și din Polonia, nu știu exact, dar din Cehia și din Slovacia sunt deținute în general de companii din Germania. Mie că a fost așa o înțelegere chiar peste capul politicienilor din România, în care fiecare să stabilească influențele din anumite zone. De o corupție la un nivel foarte, foarte înalt, nu? Cu mare corupție, care n-a pornit din România.
a pornit din țările care se bat cu cărămida în piept, că sunt care ne învață izvorul, să nu fim corupți. Exact, care sunt izvorul democrației și izvorul bunelor intenții. Bun, plecând de la această idee, am stat și m-am gândit că România nu mai are 19-20 de milioane de locuitori pe teritoriul României, cetățeni români activi care să facă să putem accesa fondurile europene, nu? Că fondurile europene sunt calculate la numărul de locuitori și locuitorii nu îi mai avem. În schimb pe hârtie apar foarte, foarte mulți locuitori care, în urma acestor calcule, fondurile europene se calculează la un nivel mai mare. Deci, practic, noi atragem... Și fondurile europene și influența României la nivel de Comisia Europeană, până la urmă și numărul de europarlamentar și tot ce vine în cascadă prin este de se raportează acum la populație. Revenind la coronavirus, că de aici am plecat. Numărul de infectări și numărul de infectări la 100.000 de locuitori, că așa se calculează, nu? Cât infectări sunt la 100.000 de locuitori, infectări zilnice, se calculează la un număr de locuitori ireal. Din punctul meu de vedere, locuitori care nu mai există. La micro, dacă ne uităm la Petroșani, care pe hârtie nu știu cât are, 40.000 de locuitori sau 45, nici nu mai știu cât sunt în ultimile... Cred că undeva în jur de 38-39.000 din ce mai 38.000 sau nu știu... Nu, tangențial cu 40.000. De facto, nu știu dacă mai sunt 20.000 în Petroșani. Și atunci, dacă stăm să ne gândim la câte infectări sunt și la ce număr se raportează acest număr de infectări, o să vedem că deja carantina este de mult necesară. Ar fi fost de mult necesară în Petroșani și nu numai, și în multe alte localități din România. Da, ai dreptate. Asta am susținut întotdeauna. Ar trebui un mod științific în care să Științific bazat pe niște cifre reale. Pe niște cifre reale. Ăsta e un aspect. Și al doilea lucru a fost o chestie care iarăși a apărut acum pe rețele de știri și am văzut-o aseară. Prefectul Capitalei a spus, domnule, cine anunță niște măsuri de carantinare să ne spună și rezultatul. Nu? Pentru că până la urmă acolo sunt niște specialiști care stabilesc carantina și ei hotărăsc că nu mai trebuie să facem diverse lucruri. Nu? E cazul să închidem piețele, cum a fost în septembrie sau în octombrie anul trecut, nu? Când s-au închis piețele, nu și-am lăsat numai supermarketurile, nici nu mai știu acum, dar probabil sunt deschise. Nu cred că noua carantinare vor fi închise. De asta a fost eficientă închiderea piețelor sau nu a fost eficientă? Ce să înțelegem din lucrurile astea? Cei care își asumă anumite măsuri ar trebui să și răspundă pentru modul în care stabilesc. Să vedem și o previziune a măsurilor, nu să luăm niște măsuri haotice, să vedem, domnule, hai să încercăm și treaba asta, o avea rezultat, nu avea rezultat. Până la urmă, cred că e vorba de un haos din stat, pentru că da, nu este sunt... un haos și mai e o chestie, și o să merg în altă zona discuției cu treaba asta. Totul pare foarte bine stăpânit, dar din păcate, până la urmă, ne dăm seama că nu este chiar așa. O să spun, tot aseară pe știrile naționale, am văzut un exemplu, să spun, care pe mine m-a rămas așa, n-am putut să nu fac o paralelă, între un personaj în două ipostaze. Și este vorba de ministrul Vela, care timp de un an de zile, în fiecare săptămână, venea în costumație de aviator, cu mâna la piept și ne brostea tot felul de discursuri ce trebuie să facem, în așa fel încât să ne salvăm. Da? Încercând să fie cât mai credibil, să transmită cât mai multă siguranță. Dar tot același ministru l-am văzut aseară mergând la o terasă cu prietenii să sărbătorească, nerespectând minimele condiții de distanțare, în special faptul că nu ai voie să fii în spații închise. A încercat el să ne povestească că nu avea acoperiș, că nu, deci era clar că era într-o ilegalitate totală. Deci de asta spun, trecând peste fațada asta care ne arată la televizor acești politicieni, da? Și ministrul Vela, și putem discuta și de Orban, care la un anumit moment a fost fotografiat în birou în timp ce se sărbătorea ziua de naștere, deși noi ceilalți n-aveam voie să stăm patru la aceeași masă. Aceste lucruri ne arată că, de fapt, acești oameni nu au o consistență în decizii și nu, cum să zic, nu sunt stăpân pe situații, doar emit niște păreri, încearcă să le emită cât mai agresiv, în așa fel încât noi să credem în ele. Ar trebui să și răspundă cei care iau anumite decizii pentru
să spun, rezultatul care va fi la sfârșitul derulării deciziilor dumnealor. Da, păi stau și mă gândesc că pe parcursul timpului am fost sfătuiți să stăm în casă între orele de și ora de și ora de. Să purtăm mască în toate spațiile și închise și deschise. Să ne spălăm pe mâini, să facem... Dar virusul nu a ținut cont de toate aceste, așa cum afirmai și tu mai devreme, virusul nu a ținut cont de aceste recomandări ale specialiștilor, mă rog, mai, cu mai multe sau mai puține ghilimele, da? Și ne uităm că, până la urmă, virusul face tot ceea ce vrea el și, nu știu, oricât de multe măsuri am luat, cred că totuși numai vaccinul va putea să stăvilească această... Deși fac o afirmație pe care am mai făcut-o și cu alte ocazii, din ce am aflat, toate pandemiile au avut o durată maximă de 2 ani, 2 ani jumate, deci practic chiar și cu vaccin și fără vaccin o să se producă fenomenul de imunizare în masă și... E, cu vaccin se preconizează că în România vor exista 10 milioane de persoane vaccinate în jurul lunii septembrie, deja 2 milioane sunt vaccinate, ar fi, să spun, imunizarea de care, în care societatea trebuie să scape de acest vaccin. Problema mare cu acest virus este că există un decalaj foarte mare între țările, să spun, cu un nivel economic mai ridicat, printre care avem și noi șansa să, oricât ne plângem de milă, suntem printre fruntașii lumii, să spun așa, avem această șansă să avem acces la vaccin, pentru că sunt o grămadă de țări sau majoritatea țărilor din țărilor subdezvoltate nu au acces la acest vaccin. Bine, iar acces din acest punct de vedere, la vaccinurile chinezești, la momentul actual nu prea au la niciun vaccin. Ori aici va duce, virusul va rămâne latent în acele zone ale lumii. Iar imunizarea asta prin vaccin, nu știu câte, nu cred că știe nimeni dacă vaccinul este eficient pe o durată extrem de lungă sau după un an va trebui să revenim cu el pentru a ne imuniza. Bun, mai avem 7 minute din emisiune. Dacă nu mai ai niciun subiect pe care să dezbatem, îți propun să dezbatem controversele desfințării secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, SIJ, celebrul SIJ, naște în această perioadă, naște controverse puternice. Astăzi s-a produs o altercație între un deputat USR și un deputat AUR, în care a fost la un pas să se ia și la bătaie pe marginea acestui subiect. Deputatul AUR, din punctul meu de vedere, totuși se referea la faptul că USR a militat ani de zile să nu, ca politicul să nu se amestece în treburile justiției, nu? Da. CSM-ul, după cum bine știm, a dat un aviz negativ. Da. Susține continuarea activității acestei. Continuarea activității acestei secții, da, independente. Cu toate acestea, politicul reprezentat de PNL, USR cu plus și UDMR doresc desfințarea acestei secții. Care este punctul tău de vedere? În primul rând vreau să încep cu altceva. Există așa o presiune de a arăta că AURii sunt cumva în afara scenei politice prin modul lor de manifestare. Dar vreau să-ți amintesc că în urmă cu 4 ani, cei de la USR umblau cu boxele prin Parlament. Cu telefoanele, cu luminițe, același mod de comportament ca și AUR. Eu nu văd atât de mare diferență, doar că electoratul, să spun, reprezintă un alt electorat. Dar modul de manifestare este oarecum similar, cu excepția că USR-ul în cei 4 ani de... S-au mai polișat. Dar dacă luăm cele... Deci faptul că se iau la bătaie nu e o surpriză. Nu e surpriză, dar dacă luăm cele două partide și vedem membrii acestora de unde provin, păi ăștia useriștii provin din corporații, provin din ONG-uri, din fundații, alimentate din plin de la conducte străine, alimentate de la
bani din bani europeni. Uite, vicepremierul Barna, Dan Barna, nu? Este celebră situația lui cu fondurile europene unde și-a angajat tot felul de rude, tot felul de, nu? Pe când ăștia alții ăștia sunt mai fotbaliști, mai, uite, de exemplu, copreședintele Aur a fost șef de galerie la nu știu ce echipă. Deci, practic, da, mai din popor un pic așa. Da, și cu altă conductă. Cu altă conductă, zic așa. Da. E care conducta lui, sigur. Da. Da, provin din medii diferite. Acum până la urmă, sunt și curios să văd fiecare reprezintă o parte din electorat. Fiecare electorat. Și electoratul reprezentat de Aur are aceeași putere de a vota ca și electoratul reprezentat de USR. Dar acum, hai să nu ducem... Doar am vrut să atrag atenția, pentru că uităm în timp ce s-au întâmplat și, de fapt, modul de manifestare a celor două partide este relativ similar. Legat de această secție de anchetare a magistraților. Investigarea de infracțiunea de justiție. Cum să zic, există... Eficiența ei este atâta timp cât își face datoria. Da? Sigur. Nu contează, nu e important că se află într-un anumit tip de structură sau un alt tip de structură. Și în interiorul DNA-ului cât a fost, dacă nu ar fi existat suspiciunile de presiune asupra magistraților prin aceste anchete, nu cred că ar fi fost o problemă să rămână în interiorul DNA-ului. Dar faptul că în interiorul DNA-ului a fost dovedit că se făceau tot felul de tipuri ca să influențeze procesul justiției, făcând presiune asupra magistraților, este clar că demonstrat că este ineficientă. Cred că ar trebui această structură lăsată, monitorizată și în cazul în care apar derapaje, atunci intervenit asupra ei și, să spun, găsite soluțiile în așa fel încât justiția din această structură sau modul cum se face justiția în această structură să fie corect. Aici este lupta de a atrage, de a duce această secție înspre DNA în așa fel încât să fie controlabilă unei puteri. Este, din punctul meu, greșită și cred că acest lucru în decursul timpului au mai fost persoane care au, dacă ții minte, cel care a înființat PNA-ul pe vremuri a fost Năstase. Da? Iar printre victimele DNA-ului care a moștenit acest PNA a fost și el. Tot în încercarea de a controla, să spun, anumite persoane, a ajuns el să fie... Năstase a fost forțat de... că a fost clauză de aderare la Uniunea Europeană. A fost clauză de aderare, dar totuși a fost sub un control politic. Da? Ori ulterior, oarecum, deci exact cum Traian Băsescu a ajuns la acest moment să fie victima sistemului. Bine, pe care l-a creat. Pe undeva exact, păi așa se și întâmplă, nu? Așa se și întâmplă. Întotdeauna tiranii și despoții sfârșesc prin a fi victime propriilor lor creații. Da. Bun, dar în condițiile în care CSM-ul a votat pentru rămânerea acestui... Da, eu sunt pentru rămânerea acestei structuri. Nu se pare că e imixtiune în treburile justiției? Este clar, este clar o imixtiune. Acum depinde și ce se dorește. Ce se dorește se întâmple cu această entitate. Nu știu exact ce doresc. Doresc să o ducă spre Ministerul Justiției? Doresc să o transforme în altceva? Doresc să o desfințeze. Sau desfințeze. Unde să meargă aceste dosare ale magistraților? Să intre la rând cu cei de drept comun? Să intre la rând cu cei ce dorește DNA-ul să întâmple. Dacă DICOT-ul este pentru criminalitate și pentru grupări criminale, dacă există un DNA împotriva acel... faptelor de anticorupție. Nu cred că ar fi o mare problemă să existe și această entitate care să ancheteze jurnaliștii. Dacă ducem înspre drept să ne punem cu toții egali, atunci ar trebui automat și DNA-ul să devină un parchet simplu și dosarele de DNA să devină parchetelor teritoriale. Ar trebui la fel și, cum am spus, și cele de DICOT. Dar tocmai în acest aspect, de asta se creează aceste parchete specializate pe anumite domenii. La fel și această entitate, cred că până în momentul în care vom vedea că există derapaje, ar trebui să lăsată să existe și să
își facă simțită. Și eu sunt de acord cu tine și eu sunt de părere că ar trebui ca să fie lăsată în pace justiția. Ce să zic, vom vedea ce se va întâmpla. Până atunci, emisiunea noastră de astăzi se încheie aici. Săptămâna viitoare vom continua, sper să avem și un alt decor. Dacă nu, săptămâna viitoare cealaltă în care să surprindem telespectatorii cu un decor next level, cum e bine să se întâmple în viața noastră, întotdeauna să accesăm un next level. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi, împreună cu Adi Zvâncă, vă dorim o seară plăcută! We'll be right back.